Bună seara, iată ce puteți urmări în jurnal. Trupurile neînsuflețite ale celor doi prahoveni uciși în atacul terorist din Algeria au ajuns în Prahova. Medicii legiști care au efectuat necropsia au constatat că aceștia nu au murit împușcați, ci în urma unor traumatisme multiple și a hemoragiei. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mihail Bucur va fi depus astăzi la o capelă din Ploiești, iar cel cu trupul neînsuflețit al lui Tiberiu Ionuț Costache va fi depus acasă la el în Bărcănești. Șoferii de microbuz au fost ținta polițiștilor de la rutier care în această dimineață au desfășurat o razie în trafic. Oamenii legii au aplicat amenzi usturătoare șoferilor inconștienți, care transportau mai mulți călători decât numărul de locuri, dar și unui conducător de microbuz care s-a urcat băut la volan. Polițiștii avertizează că astfel de controle în trafic vor fi realizate periodic. Pensionarii prahoveni s-au înghesuit încă de la începutul anului să solicite un bilet de tratament în stațiunile balneoclimaterice. Până în prezent, la Casa Județeană de Pensii s-au înregistrat peste 1000 de cereri în acest sens, numai că deocamdată CAS Prahova nu a primit nicio serie de bilete. Înscrierile în clasa pregătitoare stau sub semnul întrebării. Dacă anul trecut acestea au început în luna februarie, acum nu s-a comunicat nimic în acest sens, așa că părinții sunt dezorientați. Cert este că înscrierile se vor realiza tot computerizat, însă într-o formulă diferită față de anul 2012. În plus, părinții nu mai sunt obligați să-i ducă pe cei mici la școala de circumscripție. Nu pierdeți știrile Prahova TV de la ora 19:30, când vă aștept cu aceste subiecte, dar și cu alte informații. Dragii mei, cred că facem o tradiție din toată treaba asta, o să avem mici întârzieri de fiecare dată, probabil să vă punem răbdarea pe jar. John sunt, începem emisiunea Generația lui John. Astăzi vorbim despre ce fac tinerii cu tehnologia. E bine, dacă avem și banii la dispoziție, e necesar. Dacă nu avem, măcar visăm. Nu o să vorbesc de unul singur în emisiune, pentru că nu-mi place, ci împreună cu Alex Oprea. Te salut, domnule. Te salut și eu, John. O să vorbesc eu în emisiune singur, că mie îmi place. Cât de mult. Nu, asta înseamnă că mie nu mi-ar plăcea treaba asta. Să vorbesc eu sau să vorbești? Să vorbim împreună. Să vorbim împreună. Alex, hai să începem cu ce ne interesează, cu tine. Bun, spune-mi cum percep tu în momentul ăsta tehnologia. Cum percep eu tehnologia? Să știi că există o expresie în rândul persoanelor până în 25 de ani, te bate tehnologia, știi? Știi de chestia asta? Nu, dar uite, când te bate tehnologia, înseamnă că nu te prea înțelegi cu ea. Eu am avut probleme foarte, foarte mari, n-am înțelege cu tehnologia, o bună perioadă de vreme, dar ca orice alt cetățean, în plină reformă tehnologică, în continuă reformă tehnologică, încep să țin pasul cu timpurile. Te-ai adaptat? M-am adaptat, da. Crezi că tehnologia este esențială pentru 2013? Foarte interesant. Da, este esențial. De ce? Dar o să vezi de ce este esențială. Sau cum percep eu chestia asta cu esențial. Deci de ce este esențială tehnologia? Tehnologia este esențială din două puncte de vedere. Înțelegi? Unu, avem nevoie de ea să ne promovăm pe noi ca indivizi. Pentru că au dispărut celelalte modalități de promovare. Ai observat? De când n-ai mai fost în oraș la o cofetărie? Sau de când nu te-ai mai întâlnit accidental cu o domnișoară, să zicem așa, da? În farmacie, să o inviți în oraș? Nu, acum se întâmplă totul pe calculator, da? Sau în fața Facebook-ului, tastez acolo xuleasca, nu știu ce, enter, îmi apare, îi las private message, da? Și o întreb. Ești liber în seara asta. Bun, asta e o modalitate de comunicare. Asta e o modalitate de comunicare, da? Tehnologia înlocuită de tehnologie. Înainte ce făceai? Te duceai, da? Nu vă supărați, mă numesc cu tare. Foarte drăguță. Doriți să mergeți la un ceai? Și am evoluat, nu știu dacă am evoluat într-un sens pozitiv. Îmi place că ai spus treaba asta cu tehnologia și cu Facebook-ul, care până la urmă face niște minuni. Oamenii încep din ce să fie mai conectați online, iar offline-ul depinde de ce ai vorbit înainte în virtual. Ba chiar mai mult, oamenii se întâlnesc față în față și nu sunt comunicativi. Nu le teamă, nu mai știu să socializeze. Stai puțin că nu te cunosc. Mai bine îmi dai tu mie Facebook-ul și dacă te văd eu că tastez cum trebuie, poate merge mai departe. Însă, când anume crezi tu că ar trebui ca tehnologia să ajungă pe mâna unui copil?
Pentru că am ajuns într-un moment în care un copilaj de, nu știu, 5, 6, 7 ani, asta fiind o sugestie, trebuie să-ți păstrezi răspunsul tău, să aibă o tabletă. Tu ai observat foarte, foarte bine că noi sau generația noastră a crescut într-un anume fel. Respectiv nu cu avalanșa asta tehnologică la dispoziție, și s-a comportat cu totul și cu totul altfel în societate. În momentul în care, vorbind foarte serios acum, în momentul în care tehnologia a preluat ce înainte făcea omul, individul, atunci automat că și comunicarea între, directă între indivizi s-a atrofiat într-un anume fel. Din cauza faptului că acum nu mai trebuie să îți văd ochii când vorbesc cu tine. E suficient să te văd într-o poză. Bine, da, există opțiunea de videocall. Și acum există opțiunea de videocall, dar să fim serioși, dacă vrei facem și un studiu pe viitor, să vedem câți folosesc videocall. Deocamdată nu e suficient de promovat. Nu e suficient de promovat, exact. Dar este suficient de promovată ideea asta de chat, da, online. Și eu cred că un puștan de 4, 5, 6, nu, hai să zicem de la 6 în sus. Deși s-ar putea să mă sperii, da? Dar de la 6 în sus, așa, știe să folosească chiar și o tabletă. Și chestia asta trebuie percepută ca fiind bună sau noi ăștia mai mari trebuie să ne speriem? Eu cred că ar trebui să ne speriem, nu cred că ar trebui să ne speriem, dar cred că ar trebui să facem ceva ca în paralel, odată cu tehnologia, ei să învețe să reconecteze individual. În sensul în care nu ar trebui să fie singura cale de a comunica. Sau nu ar trebui să fie singura cale prin care ei transmit anumite mesaje, prin care ei socializează. Trebuie să încercăm să găsim ceva compartimentat sub altă formă pentru a încerca să-i readucem față în față. Că până la urmă, baza comunicării o reprezintă dialogul. Și da, dialogul neapărat poate dialogul... să fie și față în față, poate să fie și pe dialogul, internet. Dialogul pe internet înlătură foarte mulți emoția? Factori. Nu, foarte mulți factori. Și emoția, da. Da, emoția mai nou este locuită de niște smile-uri. Gândește-te. Domne. Păi exact. Ce înseamnă când îți pun alea două puncte și două semnul parantezii închis, nu? Înseamnă că râd. Dar m-ai văzut râzând? Nu, ai văzut un emoticon. Și crezi că suntem falși? Crezi că o comunicare de genul ăsta e superficială? Sunt convins că suntem falși și este puțin spus superficial. Ți s-a întâmplat să trimiți astfel de semne? Da, spre exemplu, eu pot să vorbesc acum cu tine pe laptop și să râd. No, mă gândesc că ne transpunem emoția. Adică de fapt, ce am făcut atunci? Știi ce am făcut atunci? Am râs în sinea mea. Da? N-am râs, că nu pot să râd. Sau bine, pot să râd în fața unui laptop sau în fața unui desktop. Dar sunt amuzat. Super. Dar nu poți să vezi cât de amuzat sunt, nu vezi mimica feței și mele. Și tocmai de asta spun, te rog să-mi dai și mie, nu știu, accept la videocall și zic, uite măi Alex, oprea că te-am prins în pijamale. Poate eu nu vreau să-ți dau. Și asta se întâmplă în rândul domnișoarelor care spun, nu, să mă vezi fără machiaj, nu știu ce. Nu? Că ele sunt mai atente la detaliile astea. Și nu-ți dau accept pe videocall. Și îți pare rău. Normal că-ți pare, pentru că vrei să vezi, nu? Tu ești curios, tu vrei să vezi. Și ea refuză din diferite motive. Și în acel moment. Și nu neapărat din dorința de a nu discuta cu tine pe videocall, ci pur și simplu pentru faptul că se simte, hai să-i spunem, frustrată, crispată de anumite detalii. Mm-hmm. Și trebuie să dispară. Frumos. Alex, îi spui, draga mea, nu mă interesează cum arăți în momentul ăsta. Și dar important e să te îmbraci, să te machiezi și să ne vedem la un ceai sau la o cafea sau la un restaurant. Asta e varianta. Și ne vedem față în față. Asta e varianta cea mai bună. Asta e varianta fericită. Așa. Înțelegi? Și nu există atât de... Ba da, probabil că se întâmplă și chestia asta, dar gândește-te că elimini ce ți-am spus mai devreme. Elimini dialogul, care este până la urmă cel mai important, în momentul în care îți faci o prima impresie, de cele mai multe ori contează, să nu fim ipocriți, da? Felul în care arăți, felul în care te miști, felul în care vorbești. Lucrurile astea contează în relația cu oamenii, indiferent de ce fel este relația respectivă. Și dacă pașii ăștia nu sunt, după părerea mea, îndepliniți, atunci nu poți să mergi pe ideea unei relații sănătoase sau nu poți să crezi că o relație sănătoasă este o relație bazată pe chat sau pe dialogul online. Asta e singura problemă, cred. Au început să trăiască mult mai mult virtual decât o fac în mod normal, decât ar trebui să o facă în mod normal. În urmă, dacă ne întoarcem un pic, nu știu, 15 ani,
putem descoperi oameni care plecau în armată, mai nu armata nu se mai face din, nu știu, cred că suntem cu prea multă pace. Am fost ultima generație care a făcut a prins armata obligatorie. Și oamenii își trimiteau scrisori. Femeia rămânea acasă, bărbatul era educat, vorba aia, începea să capete chelie. Și acolo exista partea aceea de chat. Începea să capete chelie și fără. Era un chat foarte, foarte bine distribuit, foarte atent. Exista o așteptare mult mai lungă. Faptul că o comunicare a ajuns să fie în mediul online foarte rapidă, cred că a devenit un fel de handicap, mie așa mi se pare, un handicap verbal. Ne exprimăm foarte ușor în scris, chiar dacă nu știm să scriem cum trebuie de multe ori. Discutabil. Folosim tot felul de prescurtări. Da. Faptul că suntem obligați să răspundem în acel moment. Ai zis foarte bine, stai puțin, ai spus foarte bine prescurtări. De fapt, sunt niște abrevieri pe care ei le fac. Ai observat că sunt foarte multe cuvinte în limbajul ăsta virtual? Foarte multe cuvinte care din cuvânt normal devin cuvinte scurte și noi, la școală, n-am învățat abrevierile pentru acele cuvinte. Îți dau un exemplu? Vrei să-ți dau un exemplu? Chiar mi-l doresc. De vreme. De vreme. Ai văzut cum se scrie de vreme pe Facebook? Nu, dar vreau să-mi spui. DVR. DVR. Da. De ce DVR și nu de vreme? Ai învățat abrevierea? Nu, nu, nu. Ai învățat abrevierea asta la școală? Nu, sunt multe lucruri pe care noi le inventăm ca să comunicăm, ca să comunicăm mai repede. Corect. Am înțeles. Hai să ne întoarcem la copii. Ok. Că ăștia sunt importanți. Mâine, poi mine, sperăm noi că vor schimba lumea. Ce facem când un copil de 6-7 anișori se atașează de o tabletă? Când un copil de 6-7 anișori își face un cont pe Facebook, chiar dacă e o chestie ilegală și chiar dacă trebuie să mintă în privința vârstei? Ce face în momentul în care părinții sunt bucuroși că el stă în casă, în pat, nu mai se joacă afară, da? Tehnica asta, termenul ăsta, domne, ieși afară, mergem afară. Ce facem cu toate lucrurile astea? Au început să cam dispară niște lucruri esențiale din lume doar pentru că tehnologia e tot mai prezentă. Din foarte multe puncte de vedere, nu știu dacă ai observat, cercurile de tineri, copii. Până la ce vârstă le spunem copii? Până la cât? La 14 ani? Până la 15 Depinde ani? Depinde și cât simți. Vrei să ajungem? Păi, dacă vorbim despre o persoană, despre un copilaș în școala gimnazială, să spun așa, așa. Da? Cu o vârstă până în 13 ani, atunci tableta respectivă va ține loc de comunicarea verbală, da? Individuală, dar la fel va însemna, știu eu, un instrument pe care se joacă în diferite cercuri, da? Jocurile pe calculator, țin minte că și noi am prins jocurile pe calculator, nu astea de acum, dar le-am prins. Și pe alea pe televizor le-am prins. Da, 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 și pe alea pe televizor le-am prins. Deci, important este să nu-i ocupe să nu ocupe tot timpul liber pe care îl are la dispoziție. Pentru că un copil ce face? Se trezește, merge la școală, mai nou merge și la after school, dacă e cazul. Dacă părinții prea mult timp ocupați, exact, după care ajunge acasă și ce face? Aprinde calculator. Timpul liber, mă gândesc, dar nu are capacitatea să și-l dozeze singur. Aici intervin părinții și ce sunt dispuși să facă părinții și cât de inventivi sunt părinții ca să-i poată determina să facă și altceva. Și ține foarte, foarte mult de educație. Când eram mici, ne urcam pe copaci, aveam numai vânătăi, numai zgârieturi, numai... Pentru că nu aveam așa ceva la dispoziție. Trebuia să inventăm întotdeauna ceva ca să compensăm ceea ce astăzi fac din pat. Întrebare, ne trebuia acest ceva, tehnologia asta? Nu sunt atât de conservator. Da, mă gândesc, e atât de bună pentru toți copilașii, ne ajută. E, nu știu, timpul pe care copilașii îl petrec pe internet, tehnologia, e mai bun decât ăla petrecut în copac? Nu. Tehnologia este ok, este bună. Ajută. Și nu îl ajută doar din punctul ăsta de vedere, știi? Îl ajută. Îl ajută să comunice într-adevăr cu persoane cu care înainte, verbal sau individual, nu putea comunica. Cum puteai comunica cu un prieten pe care l-ai, să spunem, la 2-30 de kilometri distanță? Prin scrisori? Prin scrisori, nu? Și ajungea scrisoarea peste o săptămână, el îți trimitea după o altă săptămână. Acum totul ajunge foarte repede. Îi ajută, ajută. Tehnologia ajută. Dar trebuie dozat.
timpul pe care îl petreci în fața tabletei, în fața laptopului, în fața calculatorului. Și cum îl păcălești pe copil să zică, domne, e foarte simplu. 2 ore stau pe internet, după care mă duc și afară. Cheia cred că este să nu impui un anumit program fix, ci pur și simplu să încerci să-l atragi cu altceva, făcând altceva. Pentru că timpul ăla relativ pe care îl petrece în fața calculatorului poate fi împărțit în două. Înțelegi? Dar cheia este să reușești să-l faci, să lase laptopul în favoarea a ceva ce consideră că l-ar putea scoate din comun, din cotidian. Bun, Alex, dar fii atent că săptămâna viitoare apare un nou joc. Stai puțin așa că a găsit o nouă aplicație și își folosește touchscreen-ul nu știu în ce fel și chip și parcă nici n-ar mai ieși din casă. Da, exact despre asta e vorba. Aici, poți face asta. Întotdeauna trebuie întipărit în stilul pe care îl aplici în educația lui, ideea că își poate împărți timpul în așa fel încât să aibă timp și pentru cel mai nou joc care va apărea pe consolă, pe Xbox sau știu eu mai pe ce, înțelegi? Și să treacă să facă ceva. Asta e unul din motivele pentru că noi suntem un pic în spate față de americani, dar la americani a apărut chestia asta de foarte mult timp. Ei sunt conectați la sistemele tehnologice cu mult timp înaintea noastră. Și se miră că tot timpul consumă junk food pe care și noi îl consumăm acum, da? Și sunt o nație de obezi, au spus. Asta datorită faptului că și-au scos din viața de zi cu zi lucrurile pe care înainte le făceau și care probabil ajutau. Cu siguranță ajută. Nu? Hai să zicem că avem niște cazuri fericite, da? Copii care, până la urmă, au o viață echilibrată, fac pace și cu tehnologia și cu ieșitul afară și cu un fel de comunicare, până la urmă, cu părinții, se duc și la școală. Ce facem cu cei care nu reușesc să se adapteze, cei care sunt atrași de tehnologie atât de mult încât își pierd și zilele și nopțile? Poate părea un fragment un pic idiot, dar din nefericire nu, este sumbru, cât se dar este poate real. De real în este real. România. Există în țările occidentale un program. Dacă o să mă mai chem, o să-ți vin cu hârtia. Așa. Dar vorbim general acum. Prin care ei, persoanele care sunt dependente, ca să spun așa, de tehnologie, într-o formă sau alta, că e vorba de chat sau e vorba de jocuri și așa mai departe, participă la consilieri. Pentru că este evident că lor le lipsește în momentul acela ceva. Tu realizezi că avem o problemă? Le lipsește ceva. Că exact, da, ne strică undeva? Le lipsește ceva. Ce le lipsește? Mă rog, determină cei specializați, cei care se ocupă de ei. Dar în momentul în care petreci din ce în ce mai mult timp și devii dependent de un calculator, de un obiect în viață, înseamnă că ai o problemă și asta trebuie conștientizat. În România nu am auzit până acum să existe un astfel de program, n-am auzit pe nimeni cu o asemenea inițiativă, dar cred că dacă situația actuală va continua, vom auzi. Pentru că se extinde, am observat că se extinde și peste vârsta de 16 ani. Eu am o problemă cu check-in-ul. Tu știi de check-in? Da, de check-in. Toată lumea dă check-in. Dar se întâmplă ca unele companii să aibă o reducere de 5% dacă te duci dacă în locația respectivă și dai check-in acolo și arăți, nu știu. Și poți să-mi dai un exemplu de astfel de locație? Da, pot să-ți dau, dar i-aș face reclamă. Am înțeles. Un salon, orică e de da, masaj, orică general. E de un hotel. Deci am toate înțeles. Lucrurile astea funcționează. Bun, hoteluri pe și Facebook. Ele te unesc pe tine. Oamenii au început foarte, foarte bine să folosească rețelele de socializare și au dat seama că acolo nu mai tăguim roboți. Nu mai există informație într-un sistem, ci oameni între oameni. Și tocmai de asta cred eu că tehnologia ne poate ajuta. Ce nu cred eu în acest moment e că un copil nu ar trebui să aibă o tabletă în mână. Nu știu, mie mi se pare că suntem un pic agresivi în momentul în care le punem tableta asta copilor, tinerilor, prea devreme, undeva la 6-7 ani. E bine să știe ce e o tabletă, e bine să știe ce e la un laptop, să știe ce e la un Facebook, să știe ce e la un clip, o melodie, dar să vezi doi copii care se plimbă pe stradă în Ploiești cu tableta, urmărind un clip de pe YouTube, și făcând cu tableta ceva de genul ăsta ca și cum ar fi o hârtie, e o chestie tragică, pentru că imediat după această imagine este un cerșător care întinde mâna, face o chestie ilegală, dar
în același timp arată că sistemul nu l-a ajutat. Arată că moare de foame. Într-adevăr. Și e o paralelă între 25 de milioane sau cât o fi o porcărie de genul ăla și mâna întinsă care nici nu mai are când să spună o poveste, pentru că povestea e aici. Povestea e transpusă în tehnologie. Și uite așa ne stricăm. Nici eu nu sunt de acord cu vârsta, sau deocamdată nu s-a stabilit, n-am reușit să determinăm o vârstă de la care teoretic ar trebui să poți deține un astfel de aparat, o tabletă. Mi-aduc aminte că acum foarte, foarte mult timp, foarte mic eram la vremea respectivă, apăruseră telefoanele mobile. Ții minte? Telefoanele, nu eram foarte mic, eram foarte mic în comparație cu acum. Așa. Da? Și ulterior, crescând cu ideea că sunt contemporan dezvoltării tehnologice, am observat că copiii de vârste, cu vârste cuprinse între 7 și 10, 12 ani, da, dețineau, și eram în liceu, telefoane mobile. Și la vremea respectivă stăteam și mă gândeam, bă, frate, dar cine le-a pus la ăștia telefoanele mobile în mână? Și mă gândeam automat, care e vârsta de la care teoretic ești calificat ca să ai așa ceva? Exact ca și permisul de conducere, da? Am făcut 18 ani, sunt în plin exercițiu, din punct de vedere legal, îmi pot permite să conduc o mașină. Da, dar ai pronunțat un cuvânt, dar legal. Nu îi pune nimeni, nicio lege nu spune, domne, până exact, la 7 exact, ani. Exact, exact. Atunci, voie. Care este vârsta? Și aici mă întorc la întrebarea mea, stimați telespectatori. Eu cred că nu există o vârstă. Care este vârsta? Păi, da, trebuie să o determin. Dacă spui, cred că se pare determinată în funcție de evoluție. O să ajungem, poate acum se pare un scenariu destul de greu de gândit, la 2 ani, la 1 an, copilașul se joace, nu știu, are niște okay, aplicații. Dar dacă tu spui că este prea devreme la vârsta de, da, să ai o tabletă, să deții o tabletă sau un telefon mobil. Așa. De generație nouă, atunci haideți să determinăm care este vârsta și atunci să o înscriem. Da? Vrei să adaugi o sugestie unor părinți? Păi mă gândesc că din moment ce putem afirma că este prea devreme, trebuie să luăm atitudine în sensul ăsta. Dar important e ca ei să realizeze cum că fac o greșeală. Da, este foarte mulți părinți care spun sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. O dată și a doua oară sunt foarte mulțumiți de faptul că, așa cum ai spus și tu mai devreme, copiilor sunt acolo undeva cu minței. Ei sunt persoane ocupate, care nu au timp să se ocupe în orice moment de educație, da? Pentru că sunt detalii care scapă. Hai să nu mai facem. Dacă nu ne ocupăm de educația copiilor și expresii de copii, nu-i mai facem. Nu ți se pare normal așa? E un trend și cu făcutul copiilor. Facem doi să fie băiat, fată, facem trei, facem gemeni mai nou. Programul pe care îl avem noi, ca și societate acum, s-a schimbat radical, nu ne mai ajung 24 de ore. Mai sunt 24 tot de ore într-o zi? Ei, uite, vezi, aici mă gândeam, așa mă gândeam și eu. Nu mai avem 24 de ore, pentru că programul nostru de la flexibil a devenit, practic, cum să spun, spre infinit. Merge spre infinit. Niciodată nu există un stop și urmează o altă zi. Întotdeauna există ceva continuu și atunci părinții care probabil se supun acestui program, pentru că hai să fim serioși, nu prea mai au altă alternativă, ajung să se confrunte cu astfel de probleme legate de copiilor. Copiii se refugiază în tehnologie, în tablete și în laptopuri și în desktopuri și așa mai departe. Și în acele joculețe care probabil le dau aparent, pentru că e o aparență, siguranță. Bucurie chiar. Bucurie, fericire. Siguranță, fericire, împlinire sub anumite aspecte. Probabil psihologii știu mai bine, dacă ne urmăresc acum, despre ce e vorba. Despre tinere, despre tehnologie și despre relele pe care le fac tinerii din prea puțină, nu știu, știință, vorbim după o scurtă pauză. Vrei să ajungi rapid și în siguranță la orice adresă? La orice oră și în orice zi, sună la Chedra Taxi Ploiești! Taxi Ploiești, bună ziua! Tarif minim, siguranță maximă! Chedra Taxi Ploiești! 0244-966-0244-526-666 0244-526-662 și 0761-704-422. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt.
tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație, cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step, toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Numele meu este Frank Smith. Bine ai venit în orașul Lidstrøm. Locul cu cele mai grele condiții atmosferice din lume. Ploaie, zăpadă, gheață, grindină. Uneori toate deodată. BMW X-Drive. Disponibil pe 70 de modele. Unul dintre ele este BMW X1. Finanțare în lei cu dobândă fixă 1,99% prin BMW Financial Services. ProLeasing Motors. Noul tău dealer BMW din Ploiești. Chiar și într-o criză economică poți găsi oportunități. Viitorul contează pentru noi. HSEQ Consulting îți oferă oportunitatea de a-ți dobândi competențele necesare în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență, resurse umane și management. În luna ianuarie, HSEQ Consulting organizează cursuri de responsabil de mediu, perfecționare în domeniul securității și sănătății în muncă, competențe informatice, auditor intern, îngrijitoare bătrân la domiciliu și babysitter, dar și un seminar pentru responsabil gestionarea deșeurilor. Vă așteptăm la sediul nostru, strada Nicolae Iorga, numărul 5, între Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și Colegiul Național Jean Monnet, la telefon 0244 576 619 sau 0734 000 508 sau accesând site-ul nostru www.hseqcons.ro. Să testăm 150 de mega de la UPC. Mihai, dribla dreapta! Să înceapă download-ul! Stai că downloadez eu ceva cu a treia! Asta-i curbă, Fiber Power! Atenție la conexiunea cu viteză de streaming! Las că avem bandă! 90, 100, 150! Download complet! Așa se simte viteza celui mai tare internet, Fiber Power de la UPC. Trăiește performanța la viteză maximă. La UPC ai net de 100 de mega, 94 de canale TV și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. De acum nu mai ai nevoie de televizor ca să vezi cele mai importante știri locale, cele mai bune emisiuni și cele mai interesante transmisii sportive. Bine ai venit pe noul www.prahovatv.ro. Aici poți să urmărești în direct emisiunile preferate, indiferent dacă folosești un calculator, o tabletă sau un telefon mobil. Ai ratat știrile sau vreo emisiune favorită? Nu-i nimic! Ai înregistrarea pe site, disponibilă imediat după difuzarea la TV. Nu trebuie decât să accesezi secțiunea emisiuni, să selectezi producția preferată și data difuzării. Dai play și te bucuri de cele mai bune programe ale postului nostru. Cu Prahova TV îți faci programul așa cum vrei. Prahova TV este cel mai urmărit post local de televiziune, potrivit studiilor efectuate de către Ires și Dedalus Millward Brown. Mulțumim!
Am revenit în generația lui John, chiar dacă astăzi vorbim despre tehnologie, trebuie să ne și conectăm la Facebook și trebuie să comunicăm. Tot pe partea asta, Alex, vreau să discutăm. De ce simțim nevoia acum să comunicăm în mod online? Sau de ce simțim nevoia să comunicăm când am putea foarte ușor să dormim de dimineață până seara sau de seara până dimineață și apoi să mergem la muncă, să trăim fericiți și cu asta basta? Păi n-am trăit fericiți dacă am face chestia asta. Imaginează-ți o zi în care tu te trezești, vii aici, așa, te duci acasă și te culci. Și unde e o problemă? Păi, sesizează-o tu, nu? Probabil că, cu siguranță probabil există probleme. Probabil că prima zi nu ți s-ar părea ceva ieșit din comun, nu? A doua probabil la fel, a treia probabil la fel, dar după o săptămână de făcut în continuu chestia asta, în condițiile în care ești obișnuit să socializezi, da? Și probabil nu numai pe Facebook, vei avea o problemă de adaptare. Da, ție se pare că suntem obligați să comunicăm? Păi, mi se impune treaba asta. Băi, trebuie să intru pe Messenger, trebuie să intru pe Facebook. Suntem într-un fel, și o să spun chestia asta, manipulați să facem chestii, să facem să ajung. Suntem într-un fel manipulați, corect. Dar suntem manipulați în ce fel? Ni se oferă posibilitatea de a alege, da? Dacă faci nu știu ce, să circulă și pe Facebook anumite reclame. General, da, faci nu știu ce și poți fi câștigătorul, poți fi nu știu ce. Asta, dai ești share, primul like dintre prietenii tăi care poate da share. Normal că în momentul ăla ți se oferă o alegere. Da? A intra și a juca Hora sau nu? Și cu toți folosim, o jucăm, și cu toți o jucăm de cele mai multe ori, pentru că am intrat într-un cerc vicios. Mai putem ieși din el? Da. Știi că anunțaseră ăștia furtuni solare. Prăjim toată infrastructura electrică și atunci clar nu va mai funcționa nimic. Că ce autonomie să aibă o baterie de laptop, nu? Nu? Funcție de cât de bun e brand-ul. Bine, da, lăsând asta la o parte, în momentul în care și fără să mai facem glume din punctul meu de vedere proaste, atunci să acceptăm faptul că deocamdată suntem sclavii tehnologiei. Și probabil așa vom fi o perioadă. Mai și dăm banii pe tehnologie, mai suntem și sclavii ei. Ce crezi tu? Dacă de mâine încolo nu mai există internet, da? Se întâmplă o furtună de asta solară de ajunge până la noi și ne face cu mâna, nu mai există telefonie. Cred că cei mai fericiți ar fi patronii de restaurante, pub-uri. Crezi? Toată lumea ar fi acolo. Eu cred că toată lumea ar fi iritată, disperată. În prima fază ar fi iritată și ar încerca să găsească o soluție. Probabil că cei mai mulți consumatori nu s-ar gândi neapărat să găsească o soluție, ci s-ar gândi cum să intre în contact cu persoanele cu care de obicei intrau în contact în mod cotidian. Și singura soluție pe care o ai la îndemână în acel moment este să intri în contact direct. Nu vezi niște proteste în momentul în care tehnologia ar pica? Proteste, da, proteste împotriva cui, mă gândesc, pentru că ce, să îi bat la ușă domnului de la Microsoft să-i spun, prietene, ce faci? Da, ideea de bază e că oamenii au ajuns într-un moment în care dependența lor este un fel de obligație. Fără această tehnologie, noi nu am mai fi capabili de multe lucruri. Gândește-te că telefonul ne sună dimineața să ne trezească, nu ne mai sună acel ceas zi pe care îl întoarcem. Am vrut eu să ne la, că eu sunt un pic mai... Am înțeles că tu vrei să te întorci la anii 90, și să facem focul cu lemne, știi? Facem focuri de tabără. Știi că înainte alea încă mai există, în vama veche, nu-i bai. Bun, gândește-te la cei care vor din tot din adinsul dimineața să-și verifice mail-ul, să vadă ce se întâmplă, să John, ia un telefon. Să știi că sunt oameni care lucrează, într-adevăr. Sunt persoane care sunt direct interesate ca tehnologia să funcționeze. Pentru că ei funcționează în paralel cu tehnologia. Da? Tot ceea ce fac ei reprezintă sau au o conexiune directă cu tehnologia. Trebuie să te gândești până și la bancomate. Da, și la bancomate. Adică undeva am fi privați de banii noștri? Înainte, nu, pentru că sunt chestia cu bancomatul, probabil că la nivel mondial, dar produce anumite valuri. Dar dacă stăm să ne gândim, varianta safe în cazul acesta ar fi remunerarea cash. Directă, da? Cash-ul e cel mai sănătos, de fel. La doamna Jenny la caserie, cu cecul și pac-pac. Am semnat statul de plată și am plecat acasă. Dar nu numai bancomatele. Mă refer aici la persoanele care au afaceri online. Da?
Aici deja un discutăm despre persoane care comercializează diferite produse prin intermediul internetului. Ăștia s-ar mai duce la restaurant? Ei, eu nu cred. Aici e problema. Aha. Deci băieții cu internet? Cu internetul nu. Ca să nu mai vorbim despre corporațiile la nivel mondial, care și probabil ar pierde foarte mulți bani. Și așa ar deveni, într-adevăr, dar dacă problema nu s-ar înregistra din cauza unui individ și din cauza unui factor, și factor care nu ține neapărat de el, atunci cred că, nu? Greva, manifestările și așa mai departe nu și-ar avea rostul. Probabil că dacă ne vom întâlni vreodată cu astfel de situație, vom fi puși în fața faptului împlinit, va trebui să găsim niște soluții. Și mă gândesc că sunt persoane, nu-mi vine să cred că nu sunt persoane acolo care nu fac asta deja, pentru că unii se pregătesc deja. Na, nu se știe după zi pe alta ce se întâmplă. Spuneai de ceasul ăla care... Ceasul meu cu Cook? Da. Așa spune. Ai un ceas cu Cook? Da, e un ceas foarte interesant, nu o să spun de unde, dar e un ceas cu Cook. Foarte tare. Și e pe baterie? Nu, este mecanic. Da? Sunt are un mecanism. Ceva bani pe el? La vremea respectivă, da. E o amintire pe care mulți o au într-o cutie băgat în undeva în sertar și au uitat sau, de el, dar exact. Tu știi că l-a scoală toți vecinii dacă îi dai drum. Deci dacă îl pui pe mai bine noptieră, nu are același impact. Nu are același impact. Facem în felul următor. Dăm un exemplu. Ți-aduci aminte să te fi trezit vreodată? Da? Cu un ceas pe noptieră? Da, un ceas clasic, da, care suna, da, care avea zurgălăi din ea și făcea așa. Da. Da? Da, îmi aduc aminte. Foarte tare. Și încă îl mai am, dar e stricat. E făcut stricat? Bucățele. E... Păi, un prieten al meu spunea că dacă și-ar lua așa ceva, va trebui să-și cumpere în fiecare zi câte unul, pentru că știi desenele cu pantoful. Când dai în ceas, să strică ceasul. Exact, ăla sună foarte, foarte tare. Ne întoarcem la tineri și vreau rapid să trecem în temă un joc stupid, foarte amuzant pentru cei care folosesc internetul de... și care se uită pe canalul de YouTube. Foarte tare asta. Discutăm despre ce fac acești copilași și cum se postează unii... ei cu ajutorul tehnologiei. Exact. Nu? Unii dintre ei folosesc foarte tehnologia. Tare. Deci asta e o chestie... tocmai pentru a posta tot felul de cadre dintre cele mai proaste și apoi prietenii să dea like sau să distribuie. E vorba de un joc destul de cunoscut, Lapte Gros. Nu e atât de rău să vezi astfel de lucruri, e mai rău că la noi s-a dramatizat, iar copiii au început să prindă gustul. Băi, dacă mă retrag din joc la timp, ăla pică și putem să râdem, da, și urcăm pe YouTube. Dar să știi că e un joc vechi, adică și noi l-am prins. Da. Asta e bun. Și noi l-am prins și chiar îl practicam, să dar nu era fim așa ipocriți. De groaznic. Dar nu știu dacă la vremea respectivă, vezi, probabil că și noi aveam ca orice alți copii, la vremea respectivă, idei magnifice, de genul farselor, nu? Dar probabil că nu erau la fel de periculoase. În sensul în care, hai să ne dăm la o parte să cadă ăsta, să-și rupă gâtul. Uite, chiar în acest moment vedem mai mulți tineri în timpul orelor sau într-o pauză, în timp ce joacă un joc amuzant la prima vedere. Uite, ăla era care... să cadă, ăla era să cadă. Da, bun, asta ar fi plăcerea. Și asta ar fi plăcerea de început. Acum chiar. Dar ai văzut cum au căzut? Au căzut din spate în față. În general, noi când jucam cădeam din față în spate. Ăștia au căzut de la coadă. E rost să râdem în emisiunea asta pe o astfel de ilustrație? Mie mi se pare amuzant. Ție nu se pare amuzant? Am așa un zâmbet tâmp, serios. Simt că acei copilași la un moment dat au și parte de 112 sau au parte de lucruri groaznice. Și când zic groaznic, mă pot referi chiar la un deces. Se poate întâmpla ca o persoană de vreo 80-90 de kilograme să ajungă unde nu trebuie. Bine, pe un subțire. Acum, ia gândește-te tu cam cât de copil să fii, ca să nu spun altfel, dacă tot vorbim despre copii, cu fast food la doi pași și să rogi pe unul care depășește cu mult gabaritul tău și al colegilor tăi să ți sară în spate. Dar da bine pe YouTube, trebuie să ții minte treaba asta. Da, bine pe YouTube, dar vezi tu că totuși țin la sănătatea lor. Nu sunt atât de conștienți de lucrurile pe care le fac,
Dar nu cred că ar merge așa departe încât să spună unuia de vreo 100 și ceva de kilograme, te rog să reînțelegi. Hai să mai discutăm, că cine știe cum dăm idei prostești, nu e bine, bine să înțeles. Practicăm mai astfel de jocuri în școli, dacă distracția pentru voi asta este. Probabil că nimeni n-are voie să vă judece, dar este bine să găsim lucruri care ne fac pe toți să ne simțim bine. Și ce mă gândeam eu acum? Ai văzut că într-o sală de clasă sunt băncile aliniate în general, pe sistemul vechi. Și distanța între băncile respective este relativă. Adică încapi în momentul în care mergi civilizat printre bănci să te așezi în bancă. Dar în momentul în care te joci un joc lapte gros și monopol, da? Așa. Riști foarte, foarte mult să cazi efectiv cu capul în bănci, în bancă. Sau cu capul de bancă. Chiar. Sau cu... Doamne ferește, cu capul de un colț al băncii. Lucru care nu este tocmai plăcut. Deci avertizmentul nostru este să încercați să nu mai jucați gustul periculos. Gustul distracției nu se compară cu un sfat oferit la TV. E, adică da, dar putem e foarte greu să-l convingi pe un copil, băi, așa e bine, așa nu e bine. Și am înțeles că toți s-au vorbit și au spus, băi, o să arătăm în următorii ani cele mai groaznice lucruri, să-i speriem pe toți. Tu când te uiți la televizor, la știrile astea de la ora 5, care arată tot felul de oameni... Doamne ajută, nu prea dau știri din astea cu copii oameni care căzut. N-au creier, te sperie? Te sperie, nu te sperie, dar vezi tu, la știrile de la ora 5 găsim în general ce? Găsim crime, accidente rutiere, morți spânzurați și așa mai departe. Găsim chiar și elevi, atenție, și este cu adevărat tragic, elevi care într-un acces din ăsta de teribilism comit crime. Dacă nu mă înșel, chiar întâmplat. Ieri s-a întâmplat un astfel de, exact. De incident și nu este ok. Mă gândesc că și mă întorc la vremurile la care eu eram elev, cel mai urât lucru pe care puteai să-l faci, și mi-aduc aminte că aveam pe cineva care a făcut la un moment dat așa ceva, era să dai anunțurile acelea cu bombă, erau la modă, da? Sunam la, dintr-un... Bine că tehnologia a avansat și în momentul ăsta lucrurile, pe cât de monitorizate sunt, pe atât de sigure și un astfel de apel fals. Și bineînțeles, apelul respectiv fals era și detectat la vremea respectivă, pentru mai că greu. un copil întotdeauna este un copil. Indiferent cât de inteligent este, nu are experiența necesară încât să ascundă anumite fapte de genul ăsta o veșnicie. Că merge și spune colegului de bancă, bă, trebuie să existe, trebuie un public. Să existe un public, exact, care îl aplaudă. Și atunci, ușor, vestea se propagă. Să știi, da? Că astfel de anunțuri sunt promovate de poliția de proximitate în școli. Oamenii vin și spun, domne, nu e bine să faceți asta, aveți grijă, puteți să ajungeți până în momentul în care nu mai aveți libertate. Deci avem și partea de informații, da, avem și partea de tehnologie. Să știi, de la vârsta de 16 ani răspund penal pentru faptele pe care le fac. Bine, adică mai de mici să răspundă, că acum sunt multe lucruri de la 7 ani. Deci de la 7 ani, în care copilul e conștient, într-o oarecare măsură să fie pedepsit. Dom'le, nu mai ai voie să faci asta. Nu prea poate să-l pedepsească, în schimb îl poate ajuta, îl poate consilia psihologic, pentru că cam asta ar fi pedepsa. Cam la 7 ani începi să te dezvolți cu adevărat. Începe perioada aceea de dezvoltare și de găsirea personalității și așa mai departe. Și în perioada respectivă, practic, trecând prin tranziție, trebuie să fii ajutat. Dacă ești o persoană labilă și o persoană cu influențabilă, să-i spunem, nu? Așa. Atunci ai nevoie de ajutor. Cred că e perioada în care ai nevoie de ajutor. Atunci. Știi că și un sandwich, dacă e furat de un copilaj de clasa 1, poate genera mai târziu succesul unui hoț. Bineînțeles, așa, dar depinde ce crește. Bătea la funduleț, ce crește? Nu, nici bătaia la funduleț nu mai nu este acceptată. Nu mai este acceptată bătaia la funduleț. La psiholog, bă, sau ne dădea niște linii avem... peste mâini. Da, când, mamă, deci vreau să spun că stăteam cu mâinile așa. Vrei să mă las să recresc momentul, că nu vreau, o să-mi dea o lacrimă în colțul ochiului. Mi se pare că era un pic cam mult comunism și că n-ar trebui copiii să fie tratați așa. Haideți să vedem ce facem noi cu tehnologia. Este un scenariu cât se poate de real, întâmplat cu vreo 2 ani în urmă, regăsit pe YouTube. În ziua de astăzi s-ar putea să fie ceva și mai rău. Urmărim și comentăm împreună cu Alex. Măcar cu un leu, măcar cu doi bani.
bani, dacă se poate ajutați un om sărman și aveți grijă de o familie sărmană acasă. Oameni buni, un suflet bun, credință în Dumnezeu. Dacă puteți, aveți bunătate, ajutați un om sărman. Băi, ți-am zis, mă, să nu mă sun aici. Uite, aici se cam duce tot succesul tineretului. Genial, genial. Și genial. Asta se întâmpla cu vreo 2 ani în urmă, deci nu acum. Iar atunci când imagini... au apărut anumite aparate noi, nu? Performante. Performante, cu care puteai să dai și check-in și tot felul de chestii de-astea. Mă, îți vine să, dacă stai să te gândești puțin, eu sunt amuzat, pentru faptul în sine e amuzant, știi? Dacă te gândești că, da, ăla întinde o mână, pentru că teoretic statul nu-l avantajează sau măsurile pe care statul le ia, nu le ia, nu este echitabil față de el. Și totuși scoate un telefon din buzunar și vorbește și mai și spune ce spune. Adică, bă, ți-am zis să nu mă suni aici. Extraordinar, senzațional. Filantropica ne învață cum e bine să privim astfel de oameni. Nu zic că oamenii care n-au ce mânca, n-au ce căuta prin lumea asta, dar e bine pentru fiecare om în parte să existe o soluție, chiar și pentru tine. Omulețul din imagini nu are mai mult de 24 de ani, acum probabil are 26 sau 27, și este un individ care din când în când este și la cravată, s-a scris foarte mult prin blogosfera bucureșteană. În acest moment mai greu să mai credem. Bine că noi nu avem metrou, știi? Că putem să luăm unul de la noi și nu trebuia să luăm neapărat din capitală. Dar să știi că pe mine mă, sau din punctul meu de vedere, oamenii ăștia ar fi pasibil de răspundere penală. La modul cel mai serios. Da, mi se pare și normal. Pentru că... eu am nevoie de un confort. Am văzut... atunci când călătoresc. Am văzut unul la mână. Vom ajunge și aici. Dar n-o am văzut... foarte mult timp. Nu? Nu. Ai, mă. Am văzut la un moment dat în, în zona de nord a orașului frecvent nord, o stai, doamnă, gata, am fixat. O doamnă cu o vârstă mai mult decât venerabilă, undeva la peste 75 de ani. O bătrânică. O bătrânică. Da. Care efectiv vindea floricele, nu știu de unde le aduna, dar le aduna pe un leu. Bun. Și făcuse ea niște buchețele, le vindea. M-a impresionat faptul că nu stătea cu mâna așa, deși avea o vârstă destul de înaintată și probabil era foarte greu să meargă, ca să nu-ți mai spun de cules florile respective. Pentru astfel de oameni am toată admirația. Este posibil ca într-adevăr sistemul să fie șoat în ceea ce îi privește. Da. Dar pentru persoane de 24 de ani care, după părerea mea, sunt capabile... Da, e o diferență apte, mare. Una e să întinzi mâna, alta e să ai un produs. Ceva. Chiar dacă exact. Nu are TVA-ul respectiv, se scuză în momentul în care e din grădina proprie. E, vreau să spun că la vremea respectivă autoritățile s-au sesizat în privința ei, dar nu s-au sesizat în privința acestor indivizi care, bineînțeles, nu lipseau nici din zona noastră de nord, care stăteau cu mâna întinsă. Și atunci stau și mă gândesc, observ paralela, da? Și cât de ironic am fost. Asta este adevărul. Oamenii merită ajutați. Pentru oamenii ăia, eu personal aș da un leu pentru acel mănuc de floricele pe care l-a adunat, dar nu aș da niciodată un leu unei persoane care stă cu mâna întinsă. Pe ăsta nici nu cotizează la stat. Deci pentru că ăsta nu cotizează și mai sunt mulți de genul și pentru că practic statul nu mai are cu ce să hrănească poporul, ca să nu-ți mai spun că pensia făcut... ta, pensia mea nu vor exista, nu, corect. Clar. Nu, păi de-aia ne-am făcut pensii private. Bun, dar acum discutând serios, vei vedea că pe parcurs situația în care ne aflăm raportată la acești indivizi se va accentua, pentru că știm foarte bine au plecat și în afara granițelor.
Și acolo avem o problemă și o acolo problemă. Am făcut de râs. O problemă, da, și din cauza lor. Alex, să-ți mulțumesc foarte mult. Nu am reușit mult în emisiune, dar măcar am pus accent pe tehnologie și pe tineret care ar trebui să folosească anumite resurse într-un scop educativ, informativ, nu să ne prostim, nu să aruncăm cu tablete pe stradă și mâna întinsă să nu mai aibă ce să spună, nici să stăm în metrou și să credem că suntem amărâți și să spunem treaba asta, dar de fapt să ne sune telefonul, să ajungem totuși la un compromis, la un echilibru, cât avem tehnologie, să spunem, e bine, dar să nu devenim dependenți de ea. Și mesajul ar fi să încercăm întotdeauna să ne gândim că nimeni și nimic, indiferent la ce nivel va ajunge tehnologia, nu va putea înlocui un individ aflat în fața ta care îți vorbește. Sunt anumite lucruri care nu pot fi înlocuite și este, îmi susțin ceea ce spun și nu o spun de dragul de a o spune. Probabil tu îți dai seama de chestia asta, probabil și ei își vor da seama de chestia asta la un moment dat. Să așteptăm și să sperăm că într-adevăr la un moment dat tehnologia nu va putea înlocui omul, pentru că aia este rezultatul tragic pe care l-am prevăzut eu pentru... Cel mai trist e să stai într-o mulțime, da? Și să te simți singur. Să te simți singur, exact. Aici e o chestie tristă. Dintr-un clasic. Și zic eu, la un moment dat o să ajungem cu toți așa, mai ales dacă ne conectăm la internet. Să sperăm că nu. Să sperăm că nu o să ajungem acolo. Ne auzim, dragii mei, și mâine de la 16:45. Până atunci, tehnologie din plin, dar cu cap, numai bine. Pa, pa!